Bună și bine te-am regăsit! Astăzi vom discuta despre cuvinte cu înțeles asemănător. Eu sunt Oana Oana și îți doresc să petrești timp frumos alături de mine. Am auzit odată o discuție între doi copii care se contraziceau. Unul susținea că Matei este elev, pe când celălalt, ba nu, Matei este școlar. Tu ce crezi? Sunt diferite afirmațiile copiilor? Dar înțelesul acestor afirmații este diferit? Ideea este că vom întâlni cuvinte care se scriu diferit, dar au același înțeles. Cum ar fi elev, școlar? Haideți să mai descoperim împreună și alte cuvinte cu înțeles asemănător. Profesor sau dascăl sau cadru didactic. Ori de câte ori auzi aceste cuvinte, să știi că ele înseamnă același lucru. Profesor, dascăl, cadru didactic. În această imagine avem ilustrată o meserie. Este vorba despre medic sau, cum îi mai putem spune, doctor. Astfel, cele două cuvinte au înțeles asemănător. Ne place să fim înconjurați de prieteni. Și acest cuvânt îl auzim destul de des. Însă, atunci când vei auzi cuvântul amici, să știi că înseamnă același lucru. Prieteni, amici. Mihai este inteligent. Inteligent. Ce cuvânt aș putea să folosesc în locul acestuia, astfel încât sensul să fie același? Aș putea spune Mihai este isteț. Sau aș mai putea spune Mihai este ager. Și cu siguranță te mai gândești la un cuvânt care are același înțeles cu toate celelalte. Mihai este deștept. Ne place să primim cadouri. Cuvântul cu același sens pentru cadou este dar. Așa că pot spune, ne place să primim daruri. Atunci când cineva oferă cuiva un dar, spunem despre acea persoană că este darnic. Darnic sau generos. Am pregătit pentru tine câteva cuvinte. Zăpadă, spune, codru, liniștit și văzduh. Te rog să le scrii pe caietul tău și pentru fiecare să găsești un cuvânt care să aibă același înțeles. Spor la lucru!